pământul mi-e uscat. Eu te rog, Iisuse, Doamne, dă-mi zborul minunat. Mi-ai dat țarină frumoasă, dar pământul mi-e uscat. Eu te rog, Iisuse, Doamne, dă-mi zborul minunat. Dă-mi soarele sublime ale păcii și a iubirii, să ajungă apa vieții până-n valea umilirii. De pe culmea însorită a iubirii de nespus, eu te rog, Iisuse, Doamne, dă-mi soarele de sus. De pe iubirii de nespus, eu te rog, Iisuse, Doamne, dă-mi zboarele de sus. Dă-mi zboarele de munte proaspete răcoritoare, ce nu seacă niciodată și aduc în viorare. De la nisipul mării și valul care vine să le ia.
Iar binele ce l-ai primit tu de la alții, atunci când ai avut nevoie de ajutor, să-l dăltuiești în piatră, să rămână o amintire vie tuturor. Să uiți că alții te-au jignit prin vorbe sau ți-au făcut ades atâta rău. Să uiți, să ierți că și tu ai nevoie să fii iertat de Dumnezeu la fel. Îl iert, dar nu îl uit. Auzi cuvinte spunându-se adesea prin popor și mă întreb atunci și stau pe gânduri, voi fi și eu iertat ușor? Să nu ții minte niciun fel de ură sau dușmănie împotriva nimănui. Să uiți tot ce te îndeamnă să faci răul și vorbe grele să nu spui. Dar să-ți aduci aminte întotdeauna de toate câte le-ai primit ca dar, de fiecare timp de părtășie, căci toate sunt primite doar prin har. Ce trebuie să ținem minte necurmat, ce trebuie să nu uităm nici când, e că suntem doar un bulgăr de țărână, o frunză clătinată în vânt. Și avem nevoie ca întotdeauna să fim călăuziți, să veghem într-una și să ne iubim ca frați. Amin. Că doar așa noastre fapte bune, primite ori fi când vom lăsa pământul și vor fi scrise sus în cartea vieții de Dumnezeu Preasfântul. Amin. Amin. Slavă și binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să vă ridicați în picioare și să privim la un text din Epistola lui Matei, de la capitolul 7, începând cu versetul 21, casa zidită pe stâncă. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cerul. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoale, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noradele au rămas uimite de învățătura Lui. Că cel îi învăța ca omul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor. Amin. Amin. Pe mii să vă ocupați locurile de voastră. Vreau să spun de la început că nu o să vorbesc foarte multe cuvinte. O să aduc doar câteva gânduri și îndemnuri, pentru că nici vocea nu mă ajută. Am prins și eu boala de asta de sezon. Dar în privința aceasta nu trebuie să mă îngrijorați, pentru că gustam, miroseste, nu-i COVID. Lăsând gluma la o parte, am ales cuvântul acesta și cuvântul acesta este finalul Marelui discurs al lui Hristos, care este cunoscut ca și predica de pe munte sau cuvântarea de pe munte, care începe cu fericirile și conține doctrina esențială a Noului Testament și face legătura dintre Noul Testament și Vechiul Testament. Dacă ne uităm mai sus, în capitolul 5, Domnul Iisus, eu cred că este, acest pasaj este foarte important. Pentru că mulți oameni cred și ajung chiar să spună că Vechiul Testament nu mai este important, legea nu mai este importantă, important este doar Harul și noi trăim doar prin Har. Dar Domnul Iisus a spus să nu credeți, de la versetul 17, capitolul 5, să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Deci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece nicio odă sau o frântură de slovă din lege, înainte să se fi întâmplat toate lucrurile. Apoi spune,
să auziți celor din vechime, să nu ucizi, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, dar eu vă spun să nu jurați nici de cum. În aceasta vedem că Domnul Iisus întărește legea. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să pricepem și noi cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu și să o împlinim. Amin. Tema principală, cum o văd eu din acest pasaj, ca să vedem pe stâncă, este importanța de a asocia cunoașterea teoretică a lui Dumnezeu și împlinirea ei și punerea ei în practică. Pentru că nu este de ajuns să auzi cuvântul. Trebuie să trăiești. Nu este de ajuns să înțelegi cuvântul. Trebuie să și acționezi. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și de ce a spus că nu, de ce a spus că nu doar, nu a spus doar de a asculta sau de a auzi cuvântul, ci și înțeles. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu, cartea aceasta, este pentru noi mai mult decât o carte oarecare. Pentru că în această lume sunt diferite cărți. Începând cu abecedarele copiilor, sunt tot felul de cărți pe care noi le studiem din diverse interese sau din curiozitate, dar cuvântul lui Dumnezeu este mai mult decât atât. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi nu suntem la întâmplare aici, în această zi. Ne învață că noi avem un Dumnezeu în ceruri, care este totul și cu noi pe pământ. Amen. Un Dumnezeu care ne-a iubit și un Dumnezeu care ne așteaptă la El în cer. Amen. Este o nevoie, o necesitate, o soluție pentru sensul vieții noastre și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să cercetăm cuvântul Lui. Amen. Parabola aceasta este pusă la finalul cuvântării și mă gândeam că fără înfăptuire, cum spune și cuvântul, dacă nu, dacă un om aude cuvântul acesta și nu face, este un om necuvântuit. Era doar o ideologie. Dar vine aici Iisus și după ce vestește cuvântul neamurilor, găsim mai jos că se coboară de pe munte, vindecă oameni și mai mult decât atât, prin cuvântul său, El îndeamnă, cheamă și aduce mântuirea printre oameni. Și vedem și în versetele 28 și 29. Și oamenii au observat lucrul acesta, spun că în roadele au rămas uimite de învățătura Lui. Căci El învăța ca unul care avea putere. Nu cum îi învățau cărturarii lor. El nu doar că spunea un lucru, ci îl și făcea. Un alt lucru interesant care l-am găsit în acest text este faptul că noi, poate și din cauza faptului că suntem învățați la școli, avem tendința să punem teoria ca bază, ca fundament. Și actul o privim ca și o consecință sau o aplicație a teoriei. Dar în textul acesta, cuvântul lui Dumnezeu pune fapta ca și bază. Pentru că spune cuvântul că cine se mulțumește să asculte cuvântul acesta și nu îl împlinește, zidește o casă pe nisip. Și am căutat în cuvânt, ce înseamnă a face, a zidi, a înfăptui. Dacă ne uităm mai sus, un pic, a înfăptui sau a zidi sau a construi, mai poate fi și asociat cu a da roade. Spune cuvântul la versetul 16, îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.
Și aici m-am gândit că roadele noastre sunt cea mai exactă definiția noastră. Ceea ce gândim, ceea ce spunem, ceea ce facem. Ceea ce spunem este ceea ce gândim. Ceea ce facem este ceea ce spunem. Și cred că este important să nu facem nimic să nu facem nimic la care să nu participăm atât cu mintea, atât cu sufletul și atât cu trupul. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. În Psalmul 17, de la versetul 3, spune cuvântul Domnului, o rugăciune a lui David: Doamne, dacă îmi vei încerca inima, Doamne, dacă o voi cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic. Că ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Și în continuare, cât privește legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor tale, mă feresc de calea celor asupitori. Pașii mei stau neclintiți pe cărările tale și nu mi se clatină picioarele. Și aș vrea să mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, ca așa să facem și noi. Un alt exemplu este acela când spune Domnul Iisus despre farisei și cărturari, că ei vă vestesc cuvântul și ceea ce vă vestesc ei, voi să faceți, dar ceea ce fac ei, să nu faceți. Ne ajute Dumnezeu să urmăm urma pașilor Lui. Amin. Și spuneam că cunoașterea cuvântului nu este de ajuns, trebuie să și facem, dar am găsit aici și o capcană în faptă. Pentru că fapta nu întotdeauna are o valoare intrinsecă. Nu orice faptă este binevenită. Chiar în textul acesta, Iisus dezaprobă o serie de acțiuni chiar spectaculoase, care, deși sunt spectaculoase, nu sunt lucrătoare. Invocarea numelui lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, exorcisme, Doamne, n-am scos noi dragi în numele Tău, minuni, am făcut multe minuni în numele Tău. Acestea, deși sunt lucruri bune, zicem noi, totuși, poate că nu sunt totdeauna neapărat voia lui Dumnezeu. Este vizat chiar și ritualul legitim de închinare, dacă acesta duce doar la niște forme goale. Căci cei care toată ziua zic Doamne, Doamne și cred că evlavia buzelor lor, poate prezența la biserică, înțelegerea spirituală doar ca și teorie, se înșală. Aceasta nu este de ajuns. În Isaia, de la capitolul 1, versetul 11 până la 15, spune Domnul: ce trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul. Sunt sătul de ardele de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să spurcați curțile? Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, că-și me scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Și mă gândeam, dar evreilor, cine le-a cerut aceste lucruri? Jefele, lunile noi, sărbătorile. Le-a cerut Dumnezeu, dar pentru că pentru ei au devenit doar o formă, Dumnezeu a ajuns să spună: mie scârbă de jertfele voastre. Și vedem aici că ritualismul, religiozitatea nu pot compensa impuritatea vieții trăite în păcat. Să ne ajute Dumnezeu să trăim și ceea ce vorbim. Amin. Pentru a atrage atenția cu privire la importanța faptei, s-a ales această pildă a construirii și mă gândeam că mai multe locuri din Scriptură, zidirea este asociată cu înțelepciunea. În Proverbe, capitolul 9, versetul 1, spune cuvântul: înțelepciunea să zidi casă și a tăia cei șapte stâlpi. La capitolul 14, versetul 1, femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă. Și în fine, 24:3,
prin înțelepciune să înalți o casă și prin pricepere să întărește. Și mă gândeam că nu la întâmplare s-a ales această comparație. Pentru că nu este de ajuns să faci ceva. Trebuie să faci bine. Amin. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Trebuie să faci ce trebuie, cum trebuie și când trebuie. M-am gândit și la un exemplu, tot privind la această parabolă, pentru că sunt și frați care lucrează în construcție aici, cum ar fi să meargă un frate și să-și pună la un copil de 3-4 ani, zidește-mi aici o casă, să fie cam așa de mare, să fie în două ape, acoperișul. Care ar fi rezultatul? Poate un pic de râs. Dar clar că nu ar putea duce la sfârșit acest lucru. Pentru că sunt etape pe care trebuie să parcurgem când trebuie să facem ceva. Și Dumnezeu să ne ajute să întotdeauna să punem pe El întâi. Amin. Sau dacă ne gândim mai spiritual, cum ar fi să vină cineva aici și să spună, eu n-am citit niciodată Evanghelia, dar predic acum aseară, așa cum îmi dă Domnul și de mâine eu să încep să citesc și cuvântul. Rezultatul acestui lucru nu poate fi decât eșec și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin. Ca orice faptă, zidirea în sine nu poate și nu este garantată garanția reușitei. Trebuie construit bine, inteligent, înțelept. A vedea calea și a nu pune pe ea nu este doar o prostie, ci este un risc. Este un risc să ajungi să construiești o iluzie. Mă gândeam și la acest pasaj. Cum ar fi să mă compar eu, vreau să dau exemplu pe altcineva, un om din biserică, un om sfânt, un om care se închină lui Dumnezeu în fiecare zi, îi slujește dimineața la mea și seara, postește, și vrea să fie în totul plăcut lui și este în biserică la această seară. Și pentru că și eu sunt în biserică, să zic, și el este, și eu sunt, suntem bine amândoi. Și amândoi avem aici o casă, am ce drept ca lui pe stânca mea, pe nisip, dar suntem la fel. Ne ajută Dumnezeu să nu ne înșelăm singuri. Am mai căutat câteva versete și prin care să ilustrez importanța faptei. În Iacov, capitolul 1, versetul 25. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va stărui în ea, nu ca un ascultător tu, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Roman 26 până la 10. Care va răsplăti fiecare după fapta lui. Și anume, va da viața veșnică celor ce prin stăruința în bine caută slava, cinstea și nemurirea, și va da mânie și urgie celor ce, din duh de gâlceavă, se împotrivesc adevărului și ascultă de nelegiuire. Necaz și tânturare va veni peste orice suflet omenesc care face răul. Și versetul 10. Slavă și cinste va veni însă peste oricine face binele. Și ultimul verset, 2 Corinteni, de la capitolul 5, versetul 10. Căci toți trebuie să ne împărtășim înaintea scaunului de judecata lui Hristos. Pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Totuși, dacă ne uităm în Roman, la capitolul 23, la capitolul 14, versetul 23, cuvântul Domnului spune, dar cine se îndoiește și mănâncă, este osândit, pentru că nu mănâncă din încredințare, tot ce nu vine din încredințare e păcat. Aici spune, ne atrage atenția cuvântului Dumnezeu că nici cunoașterea, nici înfăptuirea nu este de ajuns. Este nevoie să avem credință și o încredințare în Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În Ioan, capitolul 6, versetul 40. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Și eu îl voi învia în viața ta, în ziua de apoi. Orice faptă trebuie să înceapă, am spus la început, că orice faptă trebuie la început să avem cunoaștere de Dumnezeu. Dar
Vreau să zic că orice faptă trebuie să aibă ca în prim moment întâlnirea cu Dumnezeu. După aia trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Trebuie să credem în El, să împlinim voia Lui Dumnezeu și prezența Lui Iisus să fie în viețile noastre până la sfârșitul vieții. Amin. Dacă ne uităm în versetele 25-27, aceste două case, aceste două ziduri, vedem că încercarea vine atât peste cei ce au construit pe nisip, cât și peste cei ce au construit pe stâncă. Dar rezultatul este diferit. Încercarea o să vină și peste noi. Chiar Domnul Iisus a spus că în lume vom avea necazuri. Nu că s-ar putea. Este o garanție. În lume vom suferi. Chiar oameni buni ai lui Dumnezeu au suferit. Dacă ne putem gândi la Daniel, în Roa Paculei, sau la Iov, care a suferit nespus de mult. Și mai mult decât atât la Iisus, care fără vină a purtat pedeapsa care o merita în loc. Dumnezeu să ne ajute să avem casa zidită pe stâncă. Amin. Și stânca noastră este Dumnezeu. Amin. Domnul Iisus a spus într-o prejurare către Petru, tu ești Petru și tu ești o piatră și pe stânca aceasta, pe Iisus, îmi voi zidi biserica. Și Dumnezeu să ne ajute să casa noastră să o zidim pe Dumnezeu. Amin. 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 Dar am căutat
versetul acesta și mi s-a întipărit în minte, din pricina faptului că nădejdea ne ajută foarte mult. Nădejdea aceasta ce am primit-o prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și binecuvântat să fie El. Amin. Îi spune așa de clar cuvântul, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care prin îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos din mort, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, păstrată în cerul pentru voi. Slăviți să fie Domnul că ne-a dat nădejdea asta prin învierea Lui. Când a înviat, spune Cartea Romanilor, că a înviat din pricină că am fost socotiți, neprihăniți. A înviat Domnul și ne-a făcut moștenitori împreună cu El în slavă. De aceea am căutat despre nădejde să vorbesc. Sigur, toate lucrurile sunt legate. Cuvântul Lui Dumnezeu nu este fragmentat așa. El este o unitate, Cuvântul Lui Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Vorbim despre nădejde ca ceva ce avem foarte mult. Am spus, nădejdea aceasta e ca o moștenire, ca o comoară nespus de mare. Noi avem atât de puțin aici, atât de mult dincolo. Cei ce le-am lăsat, ca și ucenicii spune că au lăsat cu robile și au mers după Iisus. Dacă nu ne-a chemat Domnul spre să lăsăm ceva, totuși în fiecare zi trebuie să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea, a spus Domnul Iisus Hristos, și să mergem după El. Cei ce nu ne-am legat inima de lucrurile de aici, nu am pus prioritar, ca și cei din pilda pe care a spus-o Domnul când i-a chemat la cină, alte priorități. Deși ei au spus că vor veni, dar apoi s-au încurcat cu lucrurile vieții, cum spune Apostolul Pavel, niciun ostaș nu se încurcă cu lucrurile vieții dacă a fost chemat la oaste. Dumnezeu ne-a chemat la alergarea asta și trebuie să alergăm cu stăruință în alergarea asta. Deci, noi nu ne legăm inima de lucrurile de aici. Unde este comoara voastră, spus Domnul Iisus Hristos, acolo este și inima voastră. Acolo e comoara, acolo e și inima, slăviți să fie Domnul. Asta ne nădejdea noastră. Asta ne poate ajuta. Și m-am gândit la un cuvânt referitor la suferință, pentru că nădejdea ne ajută, sigur, și în suferință, dacă privim dincolo. Domnul Iisus Hristos, omul al durerii, obișnuit cu suferința, o disprețuit rușinea, spune el, a suferit crucea, a suferit o cară și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Acolo a fost locul, acolo este locul. Dar dacă lăsa locul acesta, l-a lăsat pentru noi, spune el, ca să ducă pe mulți fii la slavă. Noi am lipsit de acolo. În planul acesta lui Dumnezeu am lipsit noi de acolo și Domnul Iisus Hristos a venit să împlinească voia aceasta Tatălui, să împlinească acest plan al lui Dumnezeu și să ne ducă și pe noi în slavă. Și gândindu-mă la suferință, am constatat prin încercarea pe care o am de o vreme, că dacă câștigi înăuntru tău biruința, dacă Hristos în tine câștigă și domnește și nu ești oborât de încercarea pe care treci, ai și câștigat. Slăviți să fie Domnul! Va veni și izbăvirea. Important să nu deznădăjduiești, important ca Dumnezeu să fie în viața ta, să rămâi statornic, să rămâi credincioși și Domnul să ne ajute, să vechem atunci când trecem prin încercare. Deci nu absența suferinței ne câștigă biruința. Nu faptul că n-ai încercări dovedește că ai credință, ci tu mai încercările dovedește ce credință ai. Cum spunea fratele mai înainte, vin vânturile, vin valurile, bate corabia vieții tale, așa se vede ce credință ai. Nu când
e totul liniștit. Mergi pe mare și te aștepți să ajungi la celelalte țări fără nicio primejdie. Când te-ai pus pe mare, când te-ai pornit la drum, trebuie să te aștepți la încercări, trebuie să te aștepți la primejdii, la tot felul de încercări. Dar trebuie să fim tari. Și noi suntem tari în Domnul. Dacă Domnul este în viața noastră. Am vrut să vă spun lucrul acesta că este important. Și am învățat în încercarea aceasta lucrul acesta. Dacă câștigă Domnul înăuntru tău, în caz de nădejde, biruința e asigurată, slăvit să fie în el. Ce mai avem noi acolo sus în cer? Căutând despre nădejde, am văzut scris în Cuvântul lui Dumnezeu că au venit ucenicii la Domnul Iisus Hristos, bucuroși, iarăși cât asemănare cu cuvântul de mai înainte, bucuroși că s-o traci în numele Lui, chiar și demonii ne sunt supuși în numele Tău și Domnul Iisus Hristos ce le spune? Nu vă bucurați că aveți putere peste demon, peste toate. Bucurați-vă că numele vostru este scris în Cartea Vieții. Ce nădejde, ce bucurie! Să știi că numele tău e scris în Cartea Vieții. Ce mai spune Cuvântul Dumnezeu? Și mi-am notat și referințele. Luca 10 cu 20 era versetul acesta, Luca 10 cu 20. Totuși să nu vă bucurați de faptul că dumnezeile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cerul. Apoi Filipeni 3 cu 20. Filipeni 3 cu 20. Mai avem o cetățenie. Dacă nu ne-ar duce Domnul acolo, după lupta aceasta noastră de aici, și nu ne-ar arăta. Și la Pavel nu i-a arătat. Dar pentru că i-a arătat, pentru că el a fost de ajuns. Dar noi, prin credință, așteptăm să locuim acolo pe vecie, în prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Dar cetățenia noastră este în cerul. A venit Hristos, ne-a înfiat, suntem copiii Tatălui. Suntem moștenitori, cum am spus, aparținem cerului. Punea în rugăciunea sa Domnului Iisus Hristos în anul 17, ei nu sunt din lume. Hristos ne-a răscumpărat cu sângele Lui, slăvit să fie El. A făcut din ei o împărăție de preoți. Și ei vor împărăți pe pământ, spunea Cartea Apocalipse. Sigur, când vor fi cerul noi și un pământ nou, vom domni cu Domnul Iisus Hristos peste toate. Slăvit să fie El. Amin. Deci avem un nume în cerul scris în cărțile Domnului, avem o cetățenie. Nădejdea ne ajută, cum am spus mai înainte, să trecem prin necazul. Prin tot ce avem aici de întâmpinat. Ea e pusă alături de pace sau împreună cu pace. Hai să mai vedem câteva versete. Roman 15 cu 13. A spus la început că și cuvântul Dumnezeu nu este fragmentat, El se ține împreună, este ca un tot. Dumnezeu nădejde să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. De toată bucuria și pacea. Și nu știu dacă ați observat până acum, am văzut și dimineață la timpul de rugăciune, când am vorbit despre s-a vorbit aici despre roaga Duhului Sfânt, cum începe? În Galateni 5 cu 22. Galateni 5 cu 22. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria și după bucurie este pacea. Exact cum au fost versetele mai înainte, de toate bucuria și pacea. Galateni 5 cu 22 au fost versetele acestea. Acestea sunt biruitoare. M-am gândit la lucrurile acestea, două nimeni nu ne le poate lua. Ceea ce-a promis Dumnezeu este asigurat acolo la El în cerul. Moștenirea ce ne-a dat-o El nimeni nu ne-o poate lua. Ceea ce e pregătit la Dumnezeu pentru noi nu se schimbă. Dumnezeul nostru este credincios, Dumnezeul nostru este statornic, ce-a promis El va împlini. Ne așteaptă acolo lucrurile acestea. Și apoi, despre pace, avem un lucru atât de măreț aici care să ne ajute. Până când vom ajunge acolo, avem pacea aceasta Dumnezeu, avem bucuria aceasta, bucurați-vă în nădejde, și avem
pacea aceasta lui Dumnezeu. Când trebuie să faci lucruri, nu le poți face fără pace. Niciun lucru nu îi putește atâta vreme când nu ești liniștit, atâta vreme când nu ești, când nu ai pace. Când rămânem în Dumnezeu, nimeni nu ne poate lua locul pe care l-a pregătit El. Dumnezeu este credincios, a spus, pacea la fel ne este asigurată, ne este garantată de El. Să căutăm, să căutăm har, să căutăm putere, oricând. Asta e o putere care ne-a dat Dumnezeu, bucuria, pacea Lui. Punea cuvântul lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Noi trebuie să rămânem în Hristos Iisus, noi nu ne tulburăm. Domnul Iisus Hristos a tulburat într-adevăr, dar apoi a mers o stare înainte de Dumnezeu, l-a întărit Dumnezeu și apoi a avut pace ca să dea din belșug și ucenicilor lui. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea. Cu ce putere oare apostolii și martirii au putut să treacă prin toate chinurile și prin toate suferințele prin care ei au trecut? Cu ce putere? Dacă nu, cu ceea ce a pus Dumnezeu în ei și ceea ce le-a dat Dumnezeu și ceea ce ne dă și nouă Dumnezeu. Bucurie din belșug, pace din belșug, slăviți să fie El. Deci să învățăm și aceasta. Noi trecem prin toate, numai cu putere de la Dumnezeu, numai întăriți de Dumnezeu. Dacă n-am fi întăriți de Dumnezeu, noi n-am putea să facem nimic, spunea Domnul Iisus Hristos. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Deci să căutăm întotdeauna pace, să căutăm har, cum am spus, să căutăm putere de la Dumnezeu. Oricând, silindu-ne să fim cum vrea El și să facem ce vrea El. Primim har din belșug, primim putere, primim să avem pace. Gândim la două lucruri foarte importante pentru viețile noastre. Și în felul acesta vom ajunge cu siguranță acolo sus la El, slavă. Două lucruri la care trebuie să veghem. Prima dată trebuie să veghem la viața noastră, să fim așa cum ne dorește Dumnezeu. Tot timpul să avem grijă, punea și fratele, cum gândim, ce vorbim, ce facem. Să avem grijă la viața noastră, să fim cum ne dorește Dumnezeu. Și apoi trebuie să mai avem grijă la un lucru, să facem ceea ce dorește Dumnezeu. Important și asta. Că spunea Domnul Iisus Hristos, nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună sub obroc sau sub aniță, ci o pune într-un sfernic ca să lumineze. Și ce mai spunea El? Tot așa să lumineze și faptele voastre înaintea oamenilor. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Să gândim și să căutăm lucrurile acestea tot timpul, să vedem la viața noastră ce gândim, ce vorbim, cum trăim și apoi să ne dea Domnul din belșug și pricepere și înțelegere ceea ce dorește El să facă. De aceea ne sfințește Dumnezeu. De aceea ne-a pus în poporul Lui. Ne-ar fi pus izolați undeva deoparte, nu. El ne-a pus, spune Apostolul Pavel, noi suntem o priveliște, toți ne văd. Așa a vrut Dumnezeu să luminăm prin ea și să se vadă El în viața noastră și Domnul să ne ajute la asta. Și apoi avem o garanție atâta de puternică. A vrea să ne uităm în Ioan 8:29. Cel ce m-a trimis este cu mine, Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Ar nu căuta Domnul Iisus Hristos în toată viața Lui să fie sfânt deoparte pentru Dumnezeu. Punea tot în rugăciunea Ioan 7, zice, eu însumi mă sfințesc pentru El. Așa trebuie să facem și noi. Tot timpul trebuie să ne ținem deoparte de păcat, spunea Apostolul Iacob, să fim neîntinați de lume. Tot timpul neîntinați ca să fim folositori Domnului, spunea Apostolul Pavel, cine se curățește este, va fi un vas folositor Lui, cine se curățește.
Domnul să ne ajute. Asta căuta Domnul Iisus Hristos, să fie sfânt în toată purtarea Lui și eu însumi mă sfințesc, spune. Și ceea ce m-a trimis este cu mine. Dumnezeu va fi cu noi. Ce garanție mai mare decât asta? Prezența Lui în viața noastră. Puneam mai înainte de pace, puneam mai înainte de bucurie, asta le aduce prezența Lui Hristos. Prin Hristos trecem prin toate, prin Hristos biruim toate. Ceea ce m-a trimis este cu mine. S-a spunea Domnul Iisus Hristos, vă trimit Duhul meu, care va fi cu voi și va fi în voi. Făcând ce este plăcut, Dumnezeu rămâne în noi și noi în El. Era versetul acolo, că cunoaște că rămânem în Dumnezeu prin faptul că ne-a dat din Duhul Său. Hristos a venit să locuiască în noi prin Duhul Lui Cel Sfânt. Hristos este comoara noastră. Și ce mai spune cuvântul? Hristos în voi, nădejdea slavei. Cu asta am început și aici am ajuns. Dacă Hristos e în noi, dacă Hristos trăiește în noi, biruiește în noi, avem nădejdea slavei. Prezența lui Hristos ne asigură că vom fi cu El în slavă. Ne trebuie o putere imensă de a deosebi ce este bine, de ce este rău. Ne trebuie o putere de a deosebi, de a face deosebirea între lucruri. Apostolul Pavel rostea o rugăciune și zice, și mă rog, ca să deosebiți lucrurile alese, ca să nu vă potiniți până în ziua venirii lui Hristos. Ne trebuie o pricepere, ne trebuie o înțelepciune ca să deosebim lucrurile care sunt plăcute lui Dumnezeu și ce nu este plăcut lui Dumnezeu. Mai ales în vremea aceasta de atâta amăgire și de atâta înșelare. Trebuie înțelepciunea lui Dumnezeu să locuiască în noi și înțelepciunea asta ne-o dă Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. A fi cum vrea El este o putere, a spus, a face ce vrea El este putere, este asigurare și ascultare. Dragostea de El se răspătite imediat ce face, ce ne spune El, ce dovedim? Ascultare de Dumnezeu. Când facem ceea ce ne spune El, ne sfințim viața și ascultăm de El, suntem răspătiți. Dumnezeu răspătește ascultarea. Am predicat ultima dată despre Domnul Iisus Hristos din Cartea Evreilor și am văzut acolo ascultarea de care a dat Domnul Iisus Hristos dovadă. El nu ne-a trimis, ne-a împins înainte, merge voi. Nu. Ci El, prin suferință, a mers înainte. Și El a câștigat biruința și ne cheamă să călcăm pe urmele Lui. Hai să citim din Cartea Evreilor, din la capitolul 5, de la versetul 8. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Prin suferință dai dovadă, spuneam mai înainte, de credință, dai dovadă de ascultare. Și după ce a fost făcut de săvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce îl ascultă. Urzitorul unei mântuiri veșnice. Căci a fost numit de Dumnezeu mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și să cerem de la El putere, să cerem de la El tărie, să ne umple cu Duhul lui Cel Sfânt. Eu cred că atunci când suntem plini de Duhul lui Cel Sfânt, avem tot ceea ce dorește Dumnezeu ca să putem merge mai înainte. Avem resursele acestea, cum am văzut acum, în după masa aceasta, avem bucuria aceasta, avem pacea de la El, avem tăria aceasta pe care El ne-o dă. Domnul să fie în viețile noastre. Amin. Și cu El să biruim până la sfârșit. Amin. Amin.